Salut, sunt Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria mea. O să-ți arăt cel mai bun preparat pentru vară, foarte răcoros. Bucățele de cașcaval prăjite și sos de roșii proaspete. Și avem nevoie de un cașcaval bun, busuioc, roșii, ceapă pentru sos, ulei de măsline, făină și pesmet și ouă pentru pane. Făină, două pesmet. Punem uleiul de floare la încins. Avem cașcavalul tăiat. Dăm prin făină, prin ou. Încercați să vă folosiți mâna care dați în făină, să dați și în ou pentru că altfel, și să folosiți mâna curată pentru pesmet. Și mai facem încă o dată ou și după pesmet. Până se încinge uleiul, putem să ne apucăm de sosul de roșii. Pentru o porție aveți nevoie undeva în jur de 150 de grame. Tăiem cuburi. Și ceapa, cuburi mai mari. Sare. Piper. Și frunze rupte de busuioc. Ulei de măsline și amestecăm. Și prăjim cașcavalul. Lăsăm la prăjit până devin crocante și le așezăm într-o farfurie peste salata de roșii. Sare. Piper. Punem la bază sărățica de roșii. Bun. Un aperitiv de vară, foarte sățios. Bun de împărțit cu prietenii. Vă urez păr la gătit și poftă bună!